S-a vorbit mult despre darul crucii, dar foarte puțin despre celelalte daruri de la cruce. Ele nu au venit împachetate în hârtie, ci în iubire. Nu au fost puse sub un pom, ci sub cruce. Nu au fost legate cu panglici, ci stropite cu sânge. Ce am putea spune despre coroana de spini? Despre scuipatul soldaților? Despre piroane? Dar despre cămașa trasă la sorți? Dar despre tăblia așezată deasupra capului? Dar despre buretele cu oțet? Dar despre cele două cruci, una la stânga, alta la dreapta? Ți-ai făcut vreodată timp să le deschizi? Iisus nu a trebuit să ți le dea. Singurul lucru ce a fost cerut a fost sângele Lui. Și cu toate acestea, El a făcut mult mai mult. Urmează să le deschidem unul câte unul. Și pe măsură ce le vei atinge, pe măsură ce vei simți împunsătura spinilor, arsura salivei, pătrunderea piroanelor, cămașa fără cusătură, mesajul tăbliei, acreala buretelui și răscrucea celor două cruci. Oprește-te și ascultă. Poate vei auzi șoapta Lui. Am făcut-o doar pentru tine. Coroana de spini. Atunci Pilat l-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Nu îi putem acuza pe soldați pentru bătaia cu nuiele și răstignire. La urma urmelor, se supuneau unei porunci. Ceea ce este greu de înțeles însă este ce au făcut între aceste două evenimente. În zelul lor au trecut mult peste porunca primită și au dorit puțină distracție pe cheltuiala demnității Fiului lui Dumnezeu. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit o cunună de spini pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi, îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau: plecăciune, împăratul iudeilor! Spinii, în scriptură, simbolizează nu păcatul, ci consecințele păcatului. Vă aduceți aminte de Eden? După ce Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu a blestemat pământul, zicând: cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spini și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. Ecoul acestui adevăr se aude și în Numeri 33:55. Dar dacă nu veți izgoni dinaintea voastră pe locuitorii țării, aceia dintre ei pe care îi veți lăsa, vă vor fi ca niște spini în ochi, ca niște ghimbi în coaste. Și Proverbe 22:5. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Deci, spinii, în concepția Scripturii, sunt consecințele neascultării. Coroana de spini ilustrează roadele păcatelor care i-au străpuns inima. El, Iisus, a preluat de bună voie consecințele păcatelor. Cu o simplă ridicare din sprâncene ar fi putut paraliza mâna soldatului ce împletea coroana de spini. Dar n-a făcut-o. Mesajul coroanei de spini: te iubesc suficient de mult încât să preiau eu consecințele păcatelor tale. Scuipatul soldaților. Frumoasa și bestia. Știm cu toții povestea. Era o vreme când înfățișarea prințului și palatul lui erau frumoase, chiar înainte ca blestemul să cadă peste el. Când a căzut însă, fața i s-a schimonosit, părul încleit și inima învârtoșat. Povestea aceasta îmi reamintește de mine, de noi. Deși a fost o vreme când eram bine și palatul nostru era frumos, blestemul a căzut peste noi și ne-am urâțit și năclăit de păcat. Am devenit o bestie fiecare.
Soldații, în zelul lor, și-au continuat distracția pe cheltuiala demnității Fiului lui Dumnezeu. Și scuipau asupra lui, ne spune Scriptura, și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Scuipatul, însoțit de trestie și de haina stacojie, nu era intenționat să rănească trupul? Nici n-ar putea. Scuipatul era intenționat să degradeze sufletul și asta doare tare. Ce făceau soldații? Se simțeau mari, făcându-l pe Iisus să arate mic. Tu ai făcut asta vreodată? Probabil nu ai scuipat pe nimeni, dar ai defăimat vreodată? Eu da. Ai bârfit vreodată? Eu da. Ți-ai dat ochii peste cap cu aroganță? Eu da. Ai ridicat mâna cu furie? Eu da. Ai făcut pe cineva să se simtă prost ca tu să te simți bine? Eu da. Când fac lucrurile acestea, îl imit pe soldat. Îl scuip pe Iisus. Scuipatul soldaților simbolizează murdăria din noi. Și ce face Iisus cu ea? O poartă pe cruce. Amestecat cu sângele și sudoarea lui Iisus era și scuipatul meu. Îngerii erau la o rugăciune distanță. Nu puteau opri ei înfiorătorul scuipat? Puteau, dar nu li s-a poruncit să o facă, pentru un motiv clar. Cel ce a ales piroanele a ales și saliva. De ce? Pentru că a văzut ceva frumos în interiorul bestiei. În poveste, frumoasa sărută bestia. În Biblie, frumoasa devine bestia, pentru ca bestia să devină frumoasă. Iisus ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Mesajul scuipatului soldaților? Eu, Iisus, am purtat pe cruce întreaga ta murdărie. Ce s-ar fi întâmplat cu mine, bestia, dacă Iisus frumoasa nu ar fi apărut chiar la timp? Aș fi rămas o bestie pe vecie. Piroanele l-au trântit la pământ. Îi întind mâna pe traversa crucii. Unul își așează genunchii pe antebrațul Mântuitorului, iar celălalt așează cu grijă pironul la încheietura mâinii. Iisus își întoarce fața către soldatul care ridica ciocanul să lovească. Nu putea să-l oprească? Ba da! Cu o simplă încleștare a mâinii ar fi reușit. Nu era aceeași mână care ridicase munții și desfășurase oceanele? Dar mâna nu i s-a încleștat, mușchii nu s-au încordat și ciocanul a lovit cu putere, iar sângele a început să curgă. De ce nu s-a opus? Pentru că, întorcându-și capul către extremitatea bârnei transversale, a văzut ceva. Ce? Un ciocan? Da. Și un piron? Da. Și mâna soldatului? Da. Dar a mai văzut ceva. Și a văzut mâna lui Dumnezeu. Era mâna care îl formase pe Adam din lutul pământului. Era mâna care despărțise Marea Roșie. Era mâna care cucerise țara în care acum murea. Dar mai vedea încă ceva acolo. Între mâna lui atotputernică și bârna transversală era o listă. O listă lungă, plină cu lăcomiile, minciunile, poftele și păcatele mele.
a șters lista care stătea împotriva noastră și ne era potrivnică și a nimicit-o pironind-o pe cruce, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Datorită acestui lung înscris, nu și-a încordat el puterile. Ca și Mântuitor, trebuia să țintuiască păcatele mele într-un loc în care să fie acoperite de sângele său. Piroanele veneau de la Dumnezeu, nu de la romani. Mesajul piroanelor? Poți avea iertarea mea. Și așa cum mâinile lui Iisus s-au deschis pentru primirea piroanelor, tot așa s-au deschis și porțile cerului pentru mine. Cămașa. Știm mai multe despre hainele purtate de verișorul lui, Ioan Botezătorul, decât despre hainele purtate de Iisus. Singura mențiune despre hainele lui merită toată atenția noastră. Ostașii, spune Scriptura, i-au luat și cămașa care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură, de sus până jos. Tradiția ebraică cerea mamei să facă o astfel de cămașă și să o dea fiului ei când acesta pleca din casa părintească. Era cămașa aceea făcută tocmai de Maria? Nu știm. Știm doar că era fără cusătură, dintr-o singură țesătură. Are vreo semnificație această mențiune? Biblia deseori descrie comportamentul omului ca fiind o îmbrăcăminte. Pavel, de exemplu, ne îndeamnă: îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Cămașa fără cusătură, dintr-o bucată, subliniază conduita lui fără cusur. O singură țesătură, neîntreruptă de sus până jos, de la cer la pământ, de la gândurile lui Dumnezeu la acțiunile lui Iisus. Pe cruce, Iisus s-a dezbrăcat de cămașa fără cusur, asumându-și cămașa infamiei, a înjosirii. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, ne spune Petru. El a purtat cămașa noastră a păcatului pentru ca noi să putem purta cămașa lui fără cusur, țesută de sus până jos, a neprihănirii, a îndreptățirii, a achitării noastre. Mesajul cămășii fără cusătură? Te vreau îmbrăcat cum se cade. Hainele tale nu fac față codului vestimentar al împărăției. Tăblia. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Un semn acut și tulburător și-a făcut loc acolo, pe cruce, deasupra capului lui Iisus. Tăblia de lemn. De ce? De ce deranjau cuvintele acestea pe mai mari iudeilor? De ce a refuzat Pilat să le schimbe? De ce mesajul este scris în trei limbi? De ce tăblia este menționată în toate patru evangheliile? Pentru că tăblia era semnul angajamentului lui Dumnezeu de a spune lumii despre Mântuitorul ei. Tăblia ne transmite că Dumnezeu se folosește de orice mijloc pentru a-și face cunoscut mesajul.
Înscrisul a dat rod imediat ce a fost fixat pe cruce. Auzim cuvintele tâlharului: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta, spune unul dintre ei. Tăblia a fost prima unealtă care a proclamat mesajul crucii. Abia apoi i-au urmat celelalte, cuvântul apostolilor, epistolele. Dumnezeu se folosește de orice mijloc pentru a-și face cunoscut mesajul, chiar și de o biată tăblie de lemn de-a binelea uscată. Apoi, tăblia ne mai transmite că Dumnezeu se folosește de oricine dorește ca să-și transmită mesajul. Pilat nu a avut intenția de a răspândi Evanghelia. De fapt, semnul trebuia interpretat astfel. Așa se va face oricui se autoproclamă rege în împărăția noastră. Foarte probabil că Pilat gândise tăblia ca pe o atenționare pentru iudei. Dar se pare că Dumnezeu avea un alt scop. Pilat, așternând aceste cuvinte pe tăblie, a croit destinul primului rod al credinței. Un tâlhar este condus la Hristos de un om care îl respinge pe Hristos. Iar mai apoi, tăblia ne transmite că Dumnezeu vorbește inteligibil. Fiecare trecător putea citi însemnarea pentru că era scrisă în cele trei limbi de circulație în lumea antică. Ebraica era limba religioasă, greaca era limba culturală, iar latina era limba politică. Iisus a fost declarat împărat în toate trei. Nu există limbă pe care Dumnezeu să nu o poată vorbi. Pe ce limbă îți vorbește ție? Și aici nu mă refer la limba maternă, ci la acea limbă potrivită stării tale. Îți vorbește pe limba abundenței? Este stomacul tău plin? Sunt facturile tale achitate? Mai foșnește și ceva mărunțiș în buzunare? Sau îți vorbește în argoul profesional? Ai ajuns sus, mai sus decât ai fi crezut vreodată? Încearcă Dumnezeu să-ți spună ceva pe limba aceasta? Sau îți vorbește prin limba lipsurilor și necazurilor? Încearcă Dumnezeu să-ți vorbească cumva pe această limbă? Mesajul tăbliei? Dumnezeu vorbește în așa fel încât omul să înțeleagă. Iisus din Nazaret este împăratul. Buretele cu oțet. Chiar și ultimului act pe pământ a fost gândit să-mi câștige încrederea. După aceea, spune textul Scripturii, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis: Mi-e sete! Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: S-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. De ce a fost sete? Ca să-mi transmită mie: poți avea încredere în mine. Știu ce înseamnă suferința, am trecut și eu pe acolo, te înțeleg. De ce i-a mai fost sete? Din încă un motiv: ca să împlinească Scriptura. Romanii se lăudau cu Pax Romana, neștiind că undeva în Palestina avea loc un eveniment ce pregătea lumea pentru o altfel de pace. Nimeni nu știa în acel moment că acea banală crucificare fusese descrisă în detaliu cu secole înainte și avea să schimbe cursul istoriei pentru totdeauna. Știe că în Scriptură sunt 332 de profeții distincte cu privire la Iisus?
Știi care este posibilitatea matematică ca acestea să se împlinească în viața unui singur om? O șansă, o posibilitate la 840 urmat de 96 de zerouri. Un număr imposibil de pronunțat. Și cu toate acestea, profețiile s-au întâmplat fiecare în viața lui Iisus. Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete îmi dau să beau oțet, spune David în Psalmul 69, în Psalmul Mesianic. De ce chiar și în ultimul lui act pe pământ Iisus voia să împlinească Scripturile? De ce? Pentru că știa că vom ajunge să ne îndoim de El. Iisus dorea să sublinieze fără echivoc că El este acela care poate salva omul de la moartea veșnică. Iisus astfel mai așeza o grindă în puntea care face legătura dintre noi și El. Mesajul buretelui cu oțet? Poți avea încredere în mine. Știu prin ce treci și pot să-ți rezolv truda și poverile. Fiecare dintre noi avem nevoie de cineva în care să ne încredem. Dar acel cineva trebuie să fie mai mare decât noi. Omul care se neacă nu poate striga după ajutorul altuia care se neacă. Un prizonier nu-și poate cere eliberarea de la un alt prizonier. Un sărac nu poate cere împlinirea nevoilor sale de la un alt sărac. Fiecare avem nevoie să ne punem încrederea în cineva. Dar acel cineva trebuie să fie mai mare decât noi. Mesajul buretelui? Coțet? Te poți încrede în mine. Am dovedit-o. Două cruci. Cain și Abel, amândoi fii al lui Adam. Abel îl alege pe Dumnezeu, Cain omorul. Și Dumnezeu îl lasă. David și Saul, amândoi regi al lui Israel. David îl alege pe Dumnezeu, Saul puterea. Și Dumnezeu îl lasă. Petru și Iuda, amândoi ucenici care se leapătă de Iisus. Petru caută îndurarea, Iuda moartea. Și Dumnezeu îl lasă. Fiecare pagina Scripturii te anunță. Dumnezeu te lasă să alegi. Iisus o sublinează foarte bine. Alege calea largă sau calea îngustă. Construiește pe nisip sau pe stâncă. Slujește lui Mamona sau pe Dumnezeu. Dumnezeu ne permite să facem alegeri care au consecințe eterne. Împreună cu El, spune Scriptura, au fost răstigniți alții doi. Unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc, scrie Ioan. Nu cumva tocmai acesta este mesajul trioului de pe dealul Calvarului? Te-ai întrebat vreodată de ce erau acolo două cruci, de o parte și de alta lui Iisus? De ce nu una? De ce nu cinci? De ce nu zece? Te-ai întrebat de ce Iisus era la mijloc între cele două cruci? De ce n-a fost așezat la extrema dreaptă? Oare nu cumva chiar Dumnezeu a așezat două cruci, de o parte și de alta a crucii Lui, ca să simbolizeze darul alegerii libere? Cei doi tâlhari aveau atâtea în comun. Au fost condamnați de același sistem. Au primit aceeași pedeapsă. Au fost la fel de aproape de Iisus, ba chiar la fel în batjocurile adresate lui Iisus. Doar că unul s-a schimbat și și-a înfruntat colegul. Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care e sub aceeași osândă?
Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fărălegile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. S-a vorbit mult despre tâlharul penitent și merită toată admirația noastră. Dar să nu uităm că celălalt tâlhar a rămas neschimbat. Oare nu se credea ca Iisus să-i fi făcut o invitație mai convingătoare? Sunt vremuri când Dumnezeu vorbește ca un tunet, alte ori în șoaptă, iar alte ori în tăcere. Ne onorează cu libertatea de a alege unde vrem să ne petrecem eternitatea. Și da, este un semn de respect față de creatura mâinilor sale. În alte domenii ale vieții nu ai de ales. Nu-ți alegi părinții, nici genul, nu-ți alegi frații biologici, nu-ți alegi locul nașterii, nu-ți alegi abilitățile, nici metabolismul. Când vine vorba de viața biologică, ai foarte puține de ales. Când vine vorba despre viața de după viață, alegerea stă în mâinile tale. Știm puține despre tâlharul restaurat, dar îndeajuns. A făcut alegeri greșite în viață, a furat, a rănit, a ucis, da. Și-a risipit viața? Nu tocmai. Își petrece veșnicia culegând roadele alegerilor sale? Nu, dimpotrivă. Se bucură de roadele unei singure alegeri bune făcute în întreaga lui viață, una singură. L-a ales pe Iisus și toate alegerile proaste au fost răscumpărate de una bună, una singură. Ai făcut și tu alegeri proaste, una după alta? Anturaj rău, fapte rele. Toate acestea pot fi răscumpărate de o singură decizie bună. Doamne, ai milă de mine! Când un tâlhar s-a rugat de Iisus, Iisus l-a iubit și l-a mântuit. Când celălalt tâlhar l-a batjocorit, Iisus l-a iubit suficient de mult încât să-l lase în pace. Lor le-a îngăduit să aleagă. La fel face și cu tine. Și darurile ar putea continua. Am putea continua cu crucea. Mesajul ei: nimic nu mă poate opri să te iubesc, nici chiar moartea. Am putea continua cu vinul amestecat cu fiere. Nu vreau calmante, trebuie să simt întreaga durere a păcatului ca să înțeleg prin ce treci, ne-ar transmite acesta. Am putea continua cu perdeaua din lăuntrul templului? Mesajul? Nimic nu poate sta în calea mântuirii tale decât propriul tău refuz. Am putea continua cu giulgiul? Mesajul? Tragedia poate fi transformată în triumf. Am putea continua cu mormântul gol? Mesajul? Eu sunt victor, am învins, nimeni și nimic nu mă poate doborâ. Până la urmă, darurile de la cruce transmit mesajul Evangheliei. Și anume? Eu, Iisus, am ales să port consecințele păcatelor tale, să iau asupra mea murdăria ta, pironind și stropind cu sângele meu lungul înscris care te acuza. Eu, Iisus, mă ofer să te îmbrac cum se cade în cămașa fără cusur a achitării tale, pentru că eu sunt împăratul capabil să o facă. Am dovedit-o. Și toate acestea le-am făcut pentru tine, ca tu să-ți găsești viața
în moartea mea. Așa că ai o alegere de făcut, o alegere care te poate scăpa de toate consecințele alegerilor proaste făcute în viață. Alege-mă pe mine. Și adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai.